să aibă o credință statornică, să aibă unitate, să se simtă omul unul legat de celălalt, că numai așa vom putea să rezistăm cât vom fi uniți. Luăm modelul de la evrei. Evreul, oriunde s-ar găsi, el este legat de celălalt. De ce așa stăpânesc astăzi lumea, datorită numai rezistenței și unității lor. Al doilea lucru, ceea ce le recomand, să fie oameni practici, să nu se bântuiți de modernismul ăsta săcătuit, să nu facă cârtășii de degradare umană, să nu aibă, în sfârșit, timp de prea multă libertate, că este în detrimentul lor.